Salutare lume prote aici și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul set de localizat de Oxygame, respectiv cutia.ro. Mulțumesc Oxygame pentru oportunitate. Set este un joc abstract de cărți. Are o mecanică simplă, este foarte simpatic. Tot ce trebuie să faci, practic, zice și în titlu, este să creezi niște seturi de cărți care îndeplinesc niște criterii. Ce criterii, care e mecanica? O să ne uităm imediat. Deci, cum spuneam, este un joc abstract, nu are o temă, este format doar din cărți. Spune aici că este un joc de 8+. Da, există și o variantă mai simplă care eu zic că se poate juca și cu copii 6+, din punctul meu de vedere. Jocul durează undeva la 20 de minute, ce este foarte acurat, și se poate juca undeva între 1 și 8 jucători. Da, poți să joci și în modul solo, să cauți de unul singur setul și să-ți dai diferite limite de timp, respectiv dacă nu găsești seturile imediat să primești puncte minus după acele. Există exact și o regulă pentru modul solo, nu o să intrăm în ea, noi o să intrăm în mecanica la modul general, dar are și, hai zicem așa, o posibilitate de a juca de unul singur, dar se poate juca până în 8 jucători și o să vedeți imediat cum. Cam atâta general despre joc. Haideți să mergem la masă să vedem exact cum se joacă. Avem aici cutia de la jocul set, am spus. Este un joc cu mecanică foarte simplă, de aceea nici nu are foarte multe componente, ci doar acel set de cărți de care spuneam. Aveți aici regulamentul, în principiu aici vedeți exemplele de ce este set și ce nu este un set. Aveți aici 3 cărți de rezervă, în caz că pierdeți vreuna din cărți, și aici avem pachetul de cărți cu care o să jucăm. Acum, care este obiectivul jocului? Este să faceți cât mai multe seturi. O să vă arăt imediat despre ce este vorba și ce este și mai interesant. Toți jucătorii joacă concomitent. Deci nu merge, nu există ture în jurul mesei sau așa, ci cine observă un set, strigă set, arată imediat setul și ia acel set dacă este corect, se înlocuiesc cărțile și iarăși se uită toți jucătorii și primul care vede un set respectiv face același lucru. Ia cărțile și așa mai departe. Dar haideți să facem setup-ul. Setup-ul este, avem aici, o să fie 12, puteți să puneți cum vreți voi, ori 3 rânduri, ori 4 rânduri de către 3. Eu pun așa ca să se vadă cât de cât ok și în cameră. Ups. Ok. Cam așa arată setup-ul. Toată lumea o să se uite și în momentul când ai văzut un set, zici set, toată lumea se oprește, tu arăți imediat setul, deci nu mai ai timp de gândire atunci, trebuie să-l arăți, n-ai voie să zici set până nu îl vezi efectiv, arăți setul și dacă îl arăți corect, poți să strângi cele 3 cărți și se înlocuiesc cu alte 3 cărți. Jocul se termină în momentul când nu mai sunt cărți de înlocuit, deci pachetul de înlocuit se epuizează și pe masă nu mai există seturi. Ori dispar și cărțile astea, ori într-adevăr rămân niște combinații care nu se mai pot considera în set. Și atunci, practic, jocul se încheie și cine a strâns cele mai multe seturi pe parcursul jocului a câștigat. Acum v-am explicat exact cum și ce trebuie să se strângă. Haideți însă să vedem, să înțelegem ce înseamnă un set. Un set este o combinație de 3 cărți care au ori toate lucrurile, fiecare au 4 criterii, vedeți, există forma, există numărul, câte sunt, există cum este umplut, ori este plin, ori este gol, ori este hașurat, și forma, deci forma, și culoarea, bineînțeles. Deci, vedeți, sunt 4 criterii la care trebuie să vă uitați. Există și varianta mai ușoară care scoate aceste cărți din joc și, practic, joci doar cu cele pline. Asta este varianta de început ca să te obișnuiești cu ideea. Dar revenind la ce înseamnă un set. Acele 4 criterii care vi le-am arătat, ne-am uitat la ele, formă, număr, culoare și cum este umplută forma. Trebuie să te uiți la ele și trebuie să vezi acele 3 cărți care tu le consideri sau vrei să le iei ca un set, trebuie ori să aibă separate ei cele 4 criterii, ori să fie toate chestiile la fel, ori să fie diferite. Asta înseamnă, poți să ai, de exemplu, culoarea. Dacă luăm în considerare culoarea, atunci trebuie ori să fie cele 3 cărți să aibă toate culori diferite, ori să aibă toate aceeași culoare.
respectiv la formă, toate aceeași formă sau toate formă diferită. Deci dacă vreau, de exemplu, să mergem să vedem de un set, de exemplu, ăsta dacă îl iau, nu este un set. De ce? Una la mână. Luăm numărul. Numărul, da, într-adevăr, 3, 2, 1. Deci sunt toate diferite, e ok. Forma. Forma este romb. Toate sunt romburi, deci toate sunt la fel, este ok. După aia luăm culoarea. Culoarea, una e roșu, două smov, nu e ok. Că nu sunt ori toate diferite, ori toate la fel. Fiindcă aceste două au aceeași culoare. Deci clar, ăsta nu poate fi considerat un set. Ce poate fi considerat un set, de exemplu, sau nu poate fi considerat, hai să o luăm așa în primul rând, este asta. Hai să vedem. Numărul, da, este 1 la toate, corect. Hai să vedem forma. Forma este diferită la toate, corect, e ok. Hai să vedem cum este umplut. Toate sunt goale, este corect. Și după aceea culoare. A, nu-i bine, avem două culori la fel, deci nu sunt ori toate roșii, ori una din ele trebuie mov. Dar dacă las ăsta, de exemplu, și iau ăsta, ăsta este un set valid. Toate sunt goale, toate sunt diferite dacă ne uităm la culoare, toate sunt diferite dacă ne uităm la formă, toate sunt la fel dacă ne uităm la număr. Deci, practic, asta este toată ideea jocului. Să găsiți, să înțelegeți, practic, ăla e cel mai important lucru. De aia observați și aici în regulament. Aici vă dă exact exemple ce înseamnă un set și ce nu înseamnă un set. Fiindcă asta este tot ce este important în acest joc. Să înțelegeți exact cum se formează acele seturi. Și atunci jocul se întâmplă, toată lumea gândește concomitent. Unul zice set. Ok, atunci are voie repede să aleagă, să arate setul. Dacă setul este corect, îl strânge, îl pune în fața lui și din cartea din acest deck vor fi puse alte 3 cărți. Și atunci iarăși toată lumea se gândește, oricine vede primul set zice set. Acum mai există o regulă, dacă zici set și până la urmă îți dai seama, nu era așa, nu e corect sau nu e bine, pierzi un punct. Adică dacă ai un set în față, îl decartezi ca să ții minte la sfârșitul jocului că ai un punct în minus, respectiv dacă n-ai strâns încă un set, ții minte primul set care îl iei, decartezi ca să nu îl numeri la sfârșitul jocului. Și cum spuneam, în momentul când nu mai sunt cărți și nu mai sunt seturi pe masă, adică zicem toate cărțile au fost puse, s-au strâns câteva seturi și de comun acord decideți, dar nu mai există set, jocul se încheie și fiecare își numără punctele. Ce se întâmplă dacă mai sunt cărți aici și decideți ca grup că nu mai există niciun set valid pe masă, mai aveți posibilitatea să mai puneți încă 3 cărți ca să vedeți dacă găsiți acum un set. Dacă însă acum se găsește un set, să zicem ăsta, și se ia, nu se mai completează, mai trebuie găsit încă un set pentru a se completa. Dar de obicei nu este set exact cărțile care le puneți. Deci cam asta este în ideea, sau asta este ideea jocului set. Cum spuneam, toți joacă concomitent. Cine are la sfârșitul jocului cele mai multe seturi câștigă și cel mai important lucru la acest joc este să înțelegeți cum se formează seturile. Acum că ați avut posibilitatea să vă uitați la set sau respectiv cum se joacă, aștept comenturile voastre jos ce părere aveți despre joc respectiv, dacă ați reușit deja să-l jucați sau îl aveți în colecție, să spuneți părerea voastră despre el respectiv, să mă completați dacă cumva am ratat vreo informație importantă, ca persoanele care se uită la acest video să aibă o imagine cât mai completă asupra jocului. Din punctul meu de vedere, mi se pare un joc destul de interesant, având în vedere că îți antrenează gândirea rapidă. Este fain să-l joci între jocuri mai grele sau iarăși un joc de început sau ceva repede ce vrei să îl porți după tine, poate în avion sau așa, în chestii, în autobuz, nu neapărat, având în vedere că ați văzut, are nevoie de puțin spațiu de a îl înșira pe masă, dar un pachet de cărți poți oricând să-l ții la tine dacă trebuie să mergi într-o excursie și stai pe o bancă sau așa, sau vrei să te joci ceva repede. Deci face parte, zic eu, din jocurile acelea care nu necesită o explicație foarte mare, poți să joci rapid cu oricine ar vrea să se joace ceva și se poate căra și foarte ușor cu tine în concert.
Nu are o temă, este abstract, dar în același timp chestia asta care te face să îți antrenezi creierul la gândire rapidă și așa mai departe îl face interesant în felul lui. Deci din punctul meu de vedere, dacă sunteți fan acestui gen de joc, îl recomand. Este un joc foarte premiat pentru genul acesta de joc. Deci vi-l recomand. Cam atâta. Mulțumesc încă o dată Oxygame, respectiv cutia, pentru oportunitate. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un like la pagina ProtiPlays, să fiți la curent cu tot ce ține de ProtiPlays, adică contentul video pe Facebook, respectiv evenimentele din Timișoara și multe altele. Cam atâta, seara faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!